procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Supunerea la vot a ordinii de zi, punctele suplimentare. Cine este pentru? Și supunerea la vot a ordinii de zi împreună cu cele trei puncte suplimentare. Cine este pentru? Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării indicului mediu a prețurilor de consum, aferent la anul 2020, față de mediul anului 2019, aplicabilitate în anul 2020, pentru contractele de concesionare și închiriere, inițiator participări de primarul orașului. Da, prima dată, dacă îmi permiteți, domnul președinte, bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară din luna ianuarie. Vă mulțumesc că sunteți toți prezenți astăzi aici. Referitor la punctul 1, în fiecare an, la începutul anului, trebuie să aprobăm indicele, pentru că el imediat se aplică la terenurile închiriate, concesionate și în felul acesta, până la 31 martie, termenul de plată pentru asta trebuie să acei cetățeni care au terenuri concesionate sau închiriate, trebuie să aibă indexarea, să aibă suma rezultată și este important ca să obținem acordul dumneavoastră. Aveți o comisie. Favorabil. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional și abilitatea incendiului și modernizare de cea de apă și canalizare orașul Crăvin Moldova, județul Lăsău, inițiatorul Vasil Gheorghe, primarul orașului. Da, suntem în situația în care am reușit să cadastrăm majoritatea străzilor, adică mai mult de jumătate, și vrem ca la paralel cu proiectul de asfaltare, dacă s-ar putea să facem acest lucru înainte, este dorința noastră să extindem rețeaua de apă, să înlocuim conductele de apă acolo unde este nevoie, să facem canalizare, pentru că pe Vara Snecului nu este deloc canalizare. Chiar dacă la momentul acesta nu sunt culoare de finanțare, ne dorim să ne avem aprobat doar reabilitarea sursei de apă a drenului, dar într-o perspectivă aceste culoare de finanțare vor veni și ne dorim să fim pregătiți, să nu așteptăm foarte mult cu studiul de fezabilitate. Este un proiect greu, un proiect care sperăm noi să fie abordat de către proiectant cu maxim profesionalism, pentru că, după cum majoritatea dintre dumneavoastră știți, Valea Stănicului nu-i gravitațional, cum ca și termen tehnic, este foarte greu să faci o canalizare, pentru că, în foarte multe locuri, drumul nu permite pe acostamentul drumului să faci o canalizare, dar proiectanții vor stabili soluția cea mai bună. Sperăm noi să avem, estimăm în 5-6 luni de zile maxim, să avem studiul de fezabilitate, în așa fel încât orice culoare de finanțare va apărea să fim pregătiți să depunem proiectul. Domnul Ciandu. Este un proiect foarte bun, dar sperăm și dorința oamenilor de pe vale și așa, este de a avea canalizare și o rețea de apă mai bună, chiar și asfaltul bun de străzi. Dar dorința mea ar fi, și cred că numai a mea ar fi, să fi ca aceste proiecte să fie duse la bun sfârșit, să aibă o finalitate. Nu doresc ca aceste proiecte să nu stea în Iorat peste 2 sau 3 ani. Vă mulțumesc! Da. Mai fac o precizare apropo de asta, pentru că mi-ați amintit. Primăria Sănii Moldova a plătit din credit în anul 2009 un studiu de fezabilitate cu bani grei, care în anul 2016, domnul consilier, încă nu era pus pe nicio axă de finanțare. Mai grav pentru Sănii Moldova este că la momentul la care s-a înființat compania regională de apă, Stănii Moldova a rămas izolat. Dacă
localități, cum ar fi orașul Dărmănești, care nu au avut un metru de canalizare, acum au și stație de epurare nou-nouță și rețele de apă și de canalizare noi-nouțe, făcute de recepționate de 3-4 ani în urmă. La noi, la Stănii Moldova, abia suntem în faza în care putem să gândim să facem o rețea de apă și canal. În sensul acesta, eu vă asigur că vom face maximum cât putem. Am fost personal și am insistat ca pe programul de reziliență să fim prinși și noi, UAT-urile, excepție. Pentru că, din păcate, din fericire pentru alte localități, din păcate pentru noi, la momentul acesta deja s-au semnat contracte, aceste localități au contracte pentru îmbunătățirea sistemelor pe care le-au făcut acum 4 ani și noi încă ne gândim, după 30 de ani din 89, încă ne gândim cum vom face această canalizare. Aș vrea să nu-mi puneți mie în cârcă această situație, aș vrea să ne asumăm cu toții că ce nu s-a făcut la timp se face foarte greu mai târziu. Noi ne propunem ca, dacă ar fi un culoar de finanțare ca și apa, și canalul, și asfaltul, și totul să fie deodată, bineînțeles că o să apelăm la ea. La ședința trecută ați aprobat modernizarea străzilor. Acum vă asigur că vom face repede studiul de fezabilitate, responsabil, și foarte curând, cum prindem un culoar de finanțare, cum o să apelăm la resurse externe, că din bani de la primărie nu avem nicio șansă să facem proiecte de zeci de milioane de euro. Estimativ, așa, între 15 și 20 de milioane de euro ar fi toată investiția asta. Nici nu ne putem gândi vreodată, chiar și 2%, dacă ar fi, este mult, dar nu se pune problema. Vrem să apelăm la orice sursă de finanțare ca să rezolvăm rapid această problemă. Da, și în legătură cu modernizarea străzilor, dacă putem să încadrăm și strada Libertății, domnul primar, vă aduceți aminte, ați spus că e o problemă cu... Da, avem o situație cu străzile, o să vă prezintă domnul viceprimar, o situație cu străzile, doar 5 străzi la momentul acesta nu sunt prinse într-un plan, niște prelungirea... Vă rog, domnul viceprimar, să prezentați situația. Avem 15 străzi pentru care acum se fac contracte pentru ridicări topo și etablare și mai avem 15 străzi care, la care avem alți proprietari. Petrom, Mazarini... Pe care nu le putem noi cadastra. Nu le putem noi cadastra. Și avem 42 de străzi intabulate și 53 care sunt în curs de intabulare. Respectiv, strada Libertății intră la cele în curs de intabulare și vă asigurăm că lucrurile vor evolua cum trebuie. Nu o să fie o problemă asta cu... Cele care sunt prinse acolo la Mazarini, domnul Vici. Nici măcar nu le întrețin. Ei spun că sunt al lor, dar de întreținut nu le întrețin. Cum atunci? Și cum să protejeze? Bun, el este proprietar de un drum. Cineva i-a confirmat această proprietate. 2012-2013 s-a semnat, fără să... Irresponsabil, aș zice, pentru că nu e corect să accepți așa ceva. Noi suntem în instanță cu acest proprietar și vrem să... Am vrea să rezolvăm amiabil, foarte repede, să ni le dea nouă, să le putem prinde. Dar dacă proprietarul nu dorește, doar instanța poate să clarifice această situație. Domnul jurist, avem din ce an? Din 2018. Da, avem litigiu. Da? El este la, se ubică la instanța de fund a Tribunalului Bacău, la secția 1 civilă. În momentul actual, trebuie să fie rezolvată problema expertizei judiciare. Deci instanța a acceptat să se facă o expertiză. A comițat o expertiză, a fost numit un expert și expertul urmează să ne contacteze ca să poată face această expertiză în conformitate cu obiectivele care au fost propuse de noi și comițate de instanță. Mulțumesc frumos! Respectiv, la momentul acesta putem face dovada că suntem pe drumul de a aduce măcar intravilanul, drumurile din intravilan, în inventarul primăriei și, mai mult de atât, nu poți face un abuz de proprietate, respectiv modernizarea lor, nici nu încape discuție că vreodată vreo
companie, o să lase afacerea lor și o să dea prioritate la asfaltarea drumurilor, la regularizarea sau repararea podurilor sau altceva. Știți foarte bine că, în general, se urmărește profitul, nu se urmărește responsabilitatea socială, din punctul ăsta de vedere. Păi acolo unde sunt proprietarii petrolului Mazarini, locuitorii de pe stradele respective plătesc impozite și taxe. Acum ei, la rândul lor, ar trebui să beneficieze locuitorii de ceva. Păi ăla nu vine, ăla nu vine, ăla nu vine să repare. Păi, bun. Na, cumva ar trebui lămurită situația. Încă o dată, eu m-aș bucura să constatați că suntem alături de plătitorii de taxe de pe străzile respective. Mai grav o să fie, am mai spus-o într-o ședință, când străzile astea riverane vor fi asfaltate și modernizate și rămân aceste străzi în comuna primitivă. Atunci o să se vadă durerea foarte mare. Noi vrem să nu ajungem acolo. Am făcut presiuni, am avut discuții chiar și anul ăsta, la început de an, cu proprietarul. Sperăm noi să renunțăm la instanță și să amiabil să rezolvăm problema. V-am mai spus, acum 2 ani de zile am fost la milimetru să semnăm. În sensul în care am făcut comisie tripartită, OMV-ul care preda, Mazarine care primea și primăria care le prelua și am fost la un pas, numai că un Consiliu de Administrație a stabilit de acolo, de la ei, că este foarte mult teren, adică se adunau atunci vreo 80 și ceva de mii de metri pătrați și ei văd în metri pătrați proprietatea, nu văd în... Cu siguranță expertul, expertiza judiciară va stabili că chiar dacă acum 60-70 de ani, nu? În anii 50, când aceste terenuri au fost date unui proprietar ca să modernizeze drumul, între timp dezvoltarea de imobiliare, poate atunci era o casă răzleață, acum sunt mai multe case, impune ca noi să preluăm aceste drumuri. Și nu cred că vreo instanță, numai că ar delibera altfel, doar că este nevoie de timp. Și timpul acesta s-ar putea să curgă în defavoarea proprietarilor de acolo. Noi cât am putut. Am iluminat toate străzile, pentru că am avut stâlpii și circuitul. Pe apă, pe asta, pe utilități, încercăm să mai ajutăm. Normal că nu o să blocheze canalizarea, pentru că chiar dacă e proprietarul să ne dea avizul să trecem cu canalizarea, dar o să se blocheze modernizarea drumului, a podurilor și a torenții, cum să le spunem noi, nu? Pâraiilor, de acolo, ca să fie mai corect. Doamna Buțan, aveți ceva? Am o rugăminte mare, domnul primar. Cine întocmește această documentație? Am văzut că toate străzile astea sunt trecute în ordine alfabetică. Eu personal cred că ar fi mai ok să facem pe cartier, pe Cerdac, pe Cereșoaia, pe Slănic. Pentru că ne este și nouă mult mai ușor să le identificăm și să le verificăm. Așa spus un pic într-un haos aici și nu prea putem să ne dăm seama. Vreți să participați la elaborarea proiectului? Da, sau? Cu cea mai mare plăcere. Bun. Când o să fie selectat... celălalt care este făcut în 2017 Când o să fie selectat proiectantul? Probabil la așa, dar calculatorul nu e un problem să le dăm pe cartiere. Nu, dar putem să le dăm pe cartiere. Putem să facem orice, pentru că depinde de noi. Da. Nu este o problemă. Când o să vină proiectul, acum... Este și mai ușor, dar... Cei care sunt tehnici, știu că nu se poate elabora un proiect decât în forma în care propuneți dumneavoastră. Noi am pus la Consiliul Local străzile, că așa le-a dat. Ăla, nu vă faceți o problemă din asta, că o să fie o planșă de la Cireșoaia și după ea o să fie o planșă de la camping. Adică avem, din punct de vedere logistic și al derulării lucrurilor, un plan să mergem așa. Adică, cum spune adică este mult mai ușor să putem să vedem care sunt și care nu sunt. La momentul acesta nu este exclusă nicio stradă din Slănic Moldova de la apă, canal, inclusiv străzile care au proprietari privați. Cred că am fost suficient de clar mai înainte când am spus.
Pentru că acolo trebuie doar să mergi, să obții un aviz că treci cu conducta pe drumul lui. Într-o situație de excepție în care nu o să reușim să luăm aceste drumuri la noi, atunci apa canal nu va suferi. Vom rămâne doar sub rezerva asfaltării, a modernizării drumului și podurilor respective. Avizul comisiilor la proiectul reabilitării extinderii și modernizării de apă. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Punctul 3 se retrage din ordinea de zi. Trecem la punctul 4. Proiectul de hotărâre privind instituția direcției de asistență socială din subordinea Consiliului Local al orașului Florin Moldova, inițiator Vasile Gheorghe, primarul orașului. Da. Aici ar trebui să spun niște lucruri clarificatoare, pentru că sunt, și am discutat și în comisii. Eu v-am răspuns întrebările dumneavoastră, dar aș vrea să spun pentru cei care urmăresc materialul filmat. Nu ne propunem să înființăm o direcție de asistență socială cu scopul de a crește numărul de angajați din Stănic Moldova. Ne propunem să facem acest lucru pentru că este obligatoriu conform legii și, de fapt, nu este atât de obligatoriu cât este necesar, pentru că altfel nu ne putem acredita serviciile sociale. Și fără să acreditezi serviciile sociale, nu poți să atragi finanțări. Respectiv, noi, din acești ani de experiență pe partea de social, considerăm că este necesar să îmbunătățim asistența medicală la domiciliu, care suferă, acum este asigurată de Congregația Surorilor Providenței. Și aici avem în vedere să avem un asistent medical comunitar. Și mai avem de lucru pe partea asistenței sociale comunitare. În sensul în care acum, pe COVID, au apărut niște probleme care existau și înainte, dar s-au accentuat. Respectiv abandonul școlar, respectiv lipsa de posibilitatea copilului de a învăța, de a avea instrumentele necesare pentru o educație corespunzătoare. Aici este punctul și, pentru că am promis, vă asigur că o să fie un singur post scos la concurs și o să mai fie unul pentru persoana care este în concediu de îngrijire, de creștere de copii. Avem în vedere ca prin transferul persoanelor, trecerea persoanelor angajate, care deja fac acest lucru. Și vă dau un exemplu, autoritatea tutelară care este susținută acum de o persoană care este angajată la urbanism sau alte aspecte legate de asistența socială și atunci noi prin înființarea ei urmărim acreditarea ca un obiectiv principal și urmărim îmbunătățirea asistenței sociale în localitatea noastră, pe Valea Stănicului. Aveți deputat, domnul Ciambeu. Vă rog să ne mai repetați, dar pe câți angajați o să avem aici la Direcția Socială de Asistență Publică, domnul primar? La momentul acesta nu pot, cred că 7 sau 8, dar nu asta este important. Important este că noi nu mai angajăm oameni, ci persoane care se ocupau din primărie cu această activitate vor fi cu aceeași activitate, doar că nu mai figurează la compartimentul X, ci va figura la compartimentul de asistență socială ca să îndeplinim norma necesară pentru înființarea acestei direcții. Obiectivul nostru nu este ca să creștem numărul de angajați. Eu cred că este suficient. Că o să fie 3 angajați, o să fie, dacă nu avem în organigram numărul minim, atunci nu putem să nu îndeplinim o lege care spune nu poți să faci direcție fără un număr. Avem, spre exemplu, 33... Nu. Tocmai am spus mai înainte că mai mult de un asistent medical nu angajăm și cel mai probabil o să angajăm un asistent social pe postul persoanei care este plecată în
concediul de creștere de copii. Și celelalte posturi din organigramă vor rămâne vacante. Vacante, pentru că altfel nu putem să... Ce? Până când? Până ce siguranță avem? Până când primăria își va permite să mai înveze și alții? Sau... Nu. Sau când dumneavoastră veți considera că mai ai nevoie de angajări? Dacă va mai fi nevoie, eu zic în cazul în care va crește, nu? Bun, uitați, asistentul medical școlar, pentru că tot ați adus subiectul, da? El va fi un membru din... El este deja în asistență socială, nu e mare. El va fi unul din angajații de acolo. Încă o dată, nu ne propunem să creștem costurile cu asistența socială. Dar dacă, spre exemplu, dacă reușim să ne integrăm într-un proiect ăsta, cum a fost UNICEF-ul sau alte proiecte, care pe 2 ani, pe 5 ani ne dorim noi, vor finanța anumite activități, atunci, bineînțeles că vom activa un post vacant de la asistență socială și o să-l finanțăm, o să-l plătim din... Din acel proiect. Din, poftiți? Din acel proiect. Din acel proiect. Dar până atunci, nu putem să... Ce facem? O economisim pe o parte și riscăm pe altă parte, este exclus. Vreau doar să vă asigur de, adică să vă asigur de acest lucru și vreau doar să vă spun că fără a avea organigrama asta, nu putem să facem direcție. Da? Și nu avem rugămintea de a stabili niște criterii clare pentru angajarea acestor persoane la bun. Acum, socială. Nu vă faceți probleme vis-a-vis de asta. Nu să nu ne facem, dar sunt... vom vedea rezultatele muncii dumneavoastră, da, pentru că până la urmă și noi putem să urmărim aceste lucruri. Vă rog. Și chiar vă rog pentru să... Pentru că ei sunt plătiți din bugetul local. Eu vă rog să recomandați persoanele care să facă asistență medicală la domiciliu. Cine nu a fost acasă la un vârstnic... Ba da, pentru că singurul post pe care o să-l angajăm va fi asistență medicală la domiciliu. Dați-mi, vă rog, să avem o concurență mare pe partea asta, un asistent medical care să se ducă la bătrâni, acasă, la oamenii, la persoane cu handicap. Tocmai aveți în material că avem peste 600 de persoane cu probleme, cu diferite probleme, da? Păi nu este puțin lucru. Suntem o localitate, e adevărat. Poate îmbătrânită, poate, dar trebuie să acordăm atenție vârstnicilor și copiilor în egală măsură și vă asigur că toate măsurile pe care le vizăm au această direcție. Nu cheltuirea banului public sau angajarea unei persoane, nu știu pe ce criterii, de oi frumoși sau de prieteni. Avizul comisiilor. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul local al orașului Sălnii Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni calendaristice, începând cu luna februarie 2020. Inițiator, inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului. Aveți comisiilor. Păi am înțeles că o ținere alfabetică, nu? Te-ai descurcat foarte bine, puteam să-ți prelungi pe 3 luni, cu ziua ta. Păi, dacă nu neapărat. Nu e neapărat? Nu neapărat, dar se votează. Nu, așa că nu știu dacă au fost bunele de la ședință. Nu știu, nu știu, nu știu. Da. Cine este pentru doamna Botezatoare? Avizul comisiilor? Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au accept la locuințe pentru tine, destinate închirierii în ordinea de prioritate, în soluționarea cererilor de locuință, repartizare locuințelor pentru tineri, construite prin programul ANLE. Da, aici lista, în total, au fost 9 solicitări. În asta ați hotărât data trecută că luăm în calcul solicitările existente până la aprobarea graficului. 7 solicitanți sunt eligibili și au fost trecuți pe lista solicitanților care au acces. 2 solicitanți nu au fost
nu au depus, spre exemplu, dosar incomplet, nu a depus documentele necesare pentru susținerea cererii, nu a depus contract cu lipsă, loc de muncă, în fine. Respectiv, acordul dumneavoastră de astăzi ne duce la cealaltă etapă, care înseamnă 7 zile pentru contestații, 3 zile pentru clarificări și sperăm că la următoare ședință să vă propunem deja persoanele și să primească, cred că sunt 5 sau chiar 6 locuințe disponibile la acest moment. Da, acum se aprobă listele celor care au intrat și celor care nu au intrat. Și cei care n-a intrat, posibil, să poată face o contestație. Comisia. Avem membri în comisie din partea dumneavoastră. E o transparență foarte bună aici, adică peste tot, dar și aici, în ora asta de discuție. Avizul comisiilor. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Apasel Salubizare, SRL Slănii Moldova și SC Util Press SRL Slănii Moldova. Da, aici aș vrea să fac o precizare pentru cei care urmăresc materialul filmat. În primul rând că eu propun să prelungim interimatul tot cu domnul inginer Stamate, care a făcut interimatul până acum. Pornim procesul de selecție pentru Consiliul de Administrație. Conform codului administrativ, Consiliul Local este acum reprezentantul adunării generale, nu mai avem membrii ADA și membrii Consiliului de Administrație respectiv nu pot fi consilieri locali. Adică ar fi un conflict de interese ca un consilier local să ocupe și postul de membru NAGA și asta era în mai expiră mandatele celor 3, 2 și un post vacant și atunci este important că durează 2 luni și aproape jumătate tot acest proces. Avizul comisiilor? Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului proiectului îmbunătățirea accesului la învățământ online pentru elevi și profesori din școala gimnazială numărul 1, Slănii Moldova, din orașul Slănii Moldova, județul Bacău, aprobat prin HCL numărul 155 din 29.12.2020. Aici facem o completare, întrucât inspectoratul școlar asigură 15 laptopuri pentru cadrele didactice. Noi, în proiectul nostru, am prins diferența în așa fel încât toate cadrele didactice să aibă instrumente de lucru la distanță și nu numai, pentru că un laptop este util și în clasă și acasă și să creăm condițiile ca în caz de se prelungește această situație, noi nu ne dorim să avem posibilitatea. Respectiv, suma proiectului crește cu echivalentul acestor tablete, se duce la 457.328 de RON. Am spus tablete, am spus tablete, dar m-am gândit la laptopul, da. Bun, instrumente de educare. Până la urmă, nu o să poată face educație un cadru didactic de pe tablete așa de ușor, cu toate că... Dar nu sunt limitate aici, nu avem o impunere și... De fapt, în asta constă... Sunt mai laptopurile doream și dumneavoastră ați promis că se va rezolva. Pe tablete e mai greu să lucrăm. Deci s-a rezolvat în sensul în care punem acest proiect și sperăm foarte curând să primim finanțarea și să le primiți și să le folosiți. Până atunci lucrăm cu ce avem. Cu cele de acasă, presupun. Asta este. Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Dacă îmi permite, domnul președinte, în final de zi, aș vrea să subliniez că bursele școlare nu o să le putem acorda până nu se aprobă bugetul respectiv. Cel mai probabil, în luna martie, vom putea acorda aceste burse. Până atunci,
trebuie să avem puțină răbdare și încurajez părinții să monitorizeze copiii, să încurajeze să intre de la distanță, noi sperăm să deschidă școala cât de curând. Dar așa cum am vorbit astăzi în comisie, avem probleme cu abandonul școlar. Această distanțare a adus după ea și aceste minusuri. Vă rugăm să fiecare consilier și noi de la primărie și cei care urmăresc materialul să insiste, pentru că singura modalitate de a avea o comunitate așa cum ne dorim cu toții este să fie o comunitate educată și nu facem economii aici, așa cum știți, prioritatea este educația și vom face maxim ce putem pentru ca acești copii să iasă după clasa 8-a cât mai pregătiți. Eu vă mulțumesc. Declar ședința încheiată. Și datorită faptului că astăzi este ziua mea din astăzi, vă rog pe toți colegii, împreună cu domnul primar. Puneți-vă să se ziua.